Pentru aproximativ 3200 de absolvenți de liceu au început emoțiile bacalaureatului. Proba de competențe lingvistice la limba română nu a fost un hop greu de trecut, spun candidații, iar camerele de supraveghere nu au adus teamă sau emoții în plus. A fost foarte simplu. Dacă avem emoții și la o probă de genul acesta, ce ne facem la BAC, trebuie să fim încrezători. A fost simplu, după părerea mea. Nu cred că ne incomodează prea mult camerele, cel puțin acum la competențe. Subiectele au fost simple. Pentru elaborarea răspunsurilor, fiecare candidat are la dispoziție câte 15 minute pentru pregătirea răspunsurilor, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei, alte 10-15 minute. Un text de actualitate despre profesii, un text interesant și o comisie plăcută. Când zâmbește profesorul din față, nu poate fi greu. Avem 209 candidați care se vor prezenta astăzi și mâine la examenul de competențe lingvistice, proba de limba și literatura română. Proba de competențe lingvistice la limba română se va desfășura pe parcursul a 3 zile. Avem 3224 de candidați, absolvenți, care se prezintă pentru competențe începând de astăzi. Sunt în 19 unități școlare care se întind pe tot județul Mehedinți. 640 dintre ei sunt din promoția anterioară, iar ceilalți sunt din actuala promoție. Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a examenelor orale nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis-respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național, mediu avansat și experimentat.